20 de miliarde de lei vechi reprezintă suma pe care primăria Drăgășani a returnat-o Ministerului Finanțelor Publice, fiind considerată ca excedent bugetar. Șeful executivului local, Cristian Nedelcu, spune că banii erau prevăzuți pentru cofinanțările la proiectele câștigate de Orașul Viilor și niciun caz sume pe care nu avea pe ce să le cheltuiască. Chiar dacă înțelege rațiunile Guvernului României de a strânge toate sumele găsite în conturile localităților pentru a plăti alte datorii, soluția nu este una constructivă. Au fost în jur de 20 de miliarde, deci aproape 500 de mii de euro. Doamne, ideea este că excedentul ți-l faci pentru că ai proiecte. Vedeți bine, de exemplu, proiectul cu Biserica Sfântuirii este aprobat anul trecut. Da? Durează partea de contractare, durează apoi licitațiile. Licitația cred că a durat 4 luni de zile și asta în condițiile în care n-ai după aceea contestații, să zicem că totul decurge normal. Și ai nevoie de bani pentru cofinanțare sau pentru alte cheltuieli. Pentru că și atunci vei ajunge cu facturi la plată și va trebui să susții până ți se returnează banii. La fel, aveam proiect pentru spital depus, proiect care s-a aprobat, este în faza de contractare. Iar dacă tu cheltui la plan, pentru că poți să ai și o politică de genul acesta, cât bani am, X, și îmi fac și cheltui ca la sfârșit de an să fiu pe zero. Nu se poate, nu poți să cheltui așa. Politica aceasta merge la unități mici, unități care au un buget numai pentru cheltuieli, cum sunt școlile, cum sunt, mă rog, grădinițe și așa mai departe. Adică fac cheltuielile, investițiile ți le face altcineva, lucrurile mari ți le face altcineva. Bun, este ușor de zis să faci, să iei un raport de la Ministerul de Finanțe câți bani sunt la sfârșit de an în conturile primăriilor. Dar trebuie să spui problema care este soluția, că nu asta este soluția. Așa, ok, poți să strângi toți banii. Eu mai am aminte că la o întâlnire cu domnul Dragnea acum câțiva ani, eu am propus și o propun și acum, investițiile mari. Trebuie să le facă, înființați o companie națională și investițiile să le facă acea companie națională, la nivel național. Să te înhami la proiecte care pot să țină 2 ani, 3 ani. Gândiți-vă în București ca să faci un pod, un tunel, nu știu ce. Trebuie de la 2 ani la 4 ani, poate un mandat este puțin. Și atunci, dacă tu retragi banii la sfârșit de an, eu trebuie să fiu pe zero. N-am cum, doamnă. Deci, exclus. Regula e clar că nu este bună. Nu ni s-a spus de ce. Toți intuim. Motiv pentru care dacă nu ni s-a spus, nu pot nici eu să-mi dau cu părerea. Nu pot să vă spun ce cred eu. Dar cert este, apreciez că s-a revenit în loc de excedentul bugetar din 2016, e luat excedentul bugetar din 2017, jumătate din el și automat este mai mic, în cazul nostru. Singura speranță a primarilor este o eventuală rectificare bugetară prin care să primească sumele care le-au fost luate. Altfel, proiectele naționale și cele europene sunt în pericol de a nu fi implementate din lipsă de bani.